Slăviți să fie Domnul! Amin! În dimineața aceasta, când stăteam acolo, fratele Daniel mă întreba dacă cunosc oameni pe aici. Și am zis că pe o parte îi cunosc din țară, pe alții am cunoscut aici. Dar fac introducerea asta pentru că simt că vă cunosc pe toți. Fac parte din peisaj. Iar trimiterea pe care o fac este că simt că împreună facem parte din trupul Domnului Iisus Hristos. Amin. Fratele Daniel mi-a spus ce text aveți de dimineață și am stat în timpul de rugăciune împărtășie cu dumneavoastră, dar împărtășie și cu textul acesta și m-am rugat lui Dumnezeu. Atunci când oamenii se ridică să predice, știu că sunt așteptări și corect să fie așteptări. Spunea un frate pe care îl mai invitam la noi, zice că predicatorii trebuie să fie trimiși sau chemați. Eu, pentru dimineața asta, n-am fost trimis nici chemat ca și predicator. Sunt împreună cu soția mea la familia Alexandru. Cultivăm și o prietenie de mulți ani și cea mai recentă dată când am fost aici a fost la nunta lui Naomi. Așa că, doar ca invitat, nici trimis, nici chemat, ca invitat să predic Evanghelia, vă împărtășesc cu toată dragostea și cu toată sinceritatea ce mi-a pus Dumnezeu pe inimă din pasajul acesta. Aș mai face ceva în introducere. Dai fără cinci, l-am întrebat pe Daniel până la cât să predic, că e bine să întrebi, ca să nu fie surprize pentru nimeni. Dar pe când mă pregăteam să-l întreb cât timp, sau dacă mai sunt, ce slujiri mai sunt după slujirea pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o mie, o să aminte că sunt unii predicatori care zice și acum apropii de încheiere. Și toată biserica privește cu relaxare și constată că numai de încheiere nu se apropie. Am făcut o măsurătoare eu așa și când cineva spune că se apropie de încheiere, o mai duce aproape încă jumătate cât o dus-o până acolo. Așa că știu tot din experiență că ceea ce propovăduiești ești testat. O să evit în dimineața aceasta să rostesc această afirmație. Mă apropii de încheiere. Dar rog pe Dumnezeu să îmi dea înțelepciune. În timp ce ne rugam, am simțit dintr-o dată nevoia să mă uit la dumneavoastră. Și am văzut așa sute de legături cu cerul. Fiecare cu legătura lui, fiecare cu durerea lui. Și am zis, Doamne, eu nu am voie din timpul acestor oameni prezenți aici să le mănânc 40 de minute sau 50 de minute. Nu am voie. Ei n-au venit pentru asta aici. Și ei și eu am venit ca să primim ce avem nevoie. M-a deranjat oarecum Dani când m-a binecuvântat tot pentru voi. Și sigur, nu m-a deranjat foarte rău, dar asta e o practică la noi la pocăi. Și când dăm, vrem să luăm. Să căpătăm. În dimineața aceasta rog pe Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți după nevoile noastre. Amin. Amin. Una dintre afirmațiile care îmi plac foarte mult să le rostesc cu responsabilitate înaintea lui Dumnezeu, înainte de predicarea Evangheliei, este aceasta. Rog pe Cel ce a inspirat Scripturile să mă inspire și pe mine. Amin. Ca să nu vă mănânc 40-50 de minute din viața dumneavoastră în dimineața aceasta, să ziceți, o fost fratele la Niemin, am înțeles. Cred că predica asta era bună în altă biserică. Contăm pe Harul lui Dumnezeu. Acum, în fața noastră, ni s-a dat un text și o temă, și un subiect. Textul îl știm, 2 Timotei, capitolul 4, 1-8, iar tema este
dedicarea este răsplătită. Cu siguranță că un text nu vorbește doar despre un subiect, dar atunci când vrei să determini subiectul unui text, trebuie textul să răspundă la cel puțin trei întrebări. Și nu o să intru care sunt întrebările, dar tema dedicarea este răsplătită, e o temă potrivită și din textul acesta și o temă potrivită și pentru noi. Acum, făcând analiză pe dedicarea este răsplătită, ne place mai mult termenul răsplătit decât dedicare. Și oarecum este într-un trend real, dar nu normal. Real, că e adevărat că ne place mai mult răsplata decât dedicarea, dar nu real, că nu e așa normal să fie. Ar trebui, în măsura, cel puțin în măsura în care ne place răsplata, puțin în aceeași măsură să ne placă și dedicarea. Și cum cu răsplata măsura este nemăsurată, răsplată, și dedicarea trebuie să fie pe măsură. Este unul din lucrurile pe care ni le sugerează tema dată de cei care au stat sub călăuzirea lui Dumnezeu și au trecut tema aceasta pe pliantul pe care îl aveți și dumneavoastră. Daniel, când m-a văzut că aici am scriu, zice, îți dau unul acasă pentru data viitoare și eu am continuat ca să fac tema acasă, să nu scriu aici. Mi-am notat câteva idei pe care Duhul Sfânt mi le-a dăruit. Am vrut să nu mi le notez. Am zis, băi, eu sunt penticostal, darul slujbei și lucrării. Dar am găsit în Scriptură că, cel puțin la rugăciune, dar nu e doar pentru rugăciune, zice, mă rog cu Duhul și mă rog și cu mintea. Revelația este progresivă. Ați văzut că ne dă Dumnezeu o revelație și dacă nu o notezi atunci, degeaba ți-o dat-o. Că ai și uitat-o. La ce bună o revelație pe care o uiți? Că nu te ajută cu absolut nimic. Dacă punem cheia pe pasajul acesta, cheia prin prisma pasajului și a subiectului care a fost definit aici, trebuie să înțelegem că dedicarea este răsplătită și că răsplata se așteaptă la sfârșitul dedicării, nu la începutul dedicării. Pavel vine aici foarte tare și lui Timotei îi spune în sfârșitul textului citit, eu sunt la apogeul vieții. Apogeul vieții, vedeți, pentru Pavel nu era în vârsta maximă a tinereții, ci apogeul vieții era pe ultima sută de metri de alergare. Noi nu suntem chemați să avem o dedicare ascendentă și când ieșim la pensie, să iau o unitate de măsură sau când trecem de o anumită vârstă, să mergem într-o dedicare descendentă. Apogeul unei slujiri se măsoară în ultima zi. Se măsoară în ultimele momente și Pavel pecetuiește lucrul acesta. Zice, m-am sfârșit lupta cea bună, m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea. Acum, pentru că textul este foarte bogat, o să mă las călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și să mai mult pe enunțuri decât să despicăm enunțurile. Că sunt multe enunțuri de care avem nevoie aici, în textul acesta, de aceea nu mai insist, dar dumneavoastră înțelegeți împreună cu mine că o primă învățătură care iasă de aici este că răsplătirea vine la sfârșitul dedicării, iar sfârșitul dedicării nu este când treci de 50 sau de 60, nici măcar când ești la pensie, ci sfârșitul dedicării este atunci când poți să spui m-a luptat lupta cea bună, de acum așteaptă cununa. Doamne, dăruiește-ne harul acesta. Amin. Tot în aceeași cheie acestui text, că este o cheie mai specială, incompletă, dar necesară, Pavel face trimitere doar la un aspect din lucrurile încredințate unui slujitor. Și versetul 2
ne arată sau ne conturează în mod special cele 8 versete și aspectul la care se referă. Propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp, asta este introducerea sau platforma, și apoi vine mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Este doar o parte din registrul încredințat unui slujitor, pentru că sunt mai multe lucruri încredințate slujitorului. Un alt lucru încredințat slujitorului este îmbărbătează. Îmi place foarte mult și conturez ideea aceasta prin ceea ce se întâmplă în templu când Domnul Iisus se ridică în picioare și îi se dă cartea prorocului Isaia. O deschide, citește și ascultați. Îmi place, am vrut să zic că la nebunie, da. Îmi place foarte mult pasajul acesta. Domnul este peste mine pentru că m-a uns să propovăduiesc săracilor Evanghelia. Ascultați, completează registrul. M-a trimis să-i tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Să propovăduiesc robilor de război slobozirea, orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare a Domnului. În dimineața aceasta avem un pasaj, o responsabilitate oarecum limitată, parte din responsabilitatea încredințată slujitorului, dar foarte delicată. Foarte delicată. E mult mai ușor să fie nevoie să te duci să tămăduiești pe unul cu inima zdrobită, e mult mai ușor decât să te duci să îl mustri. E adevărat că cu toată blândețea, cu înțelepciunea, dar tot mustrarea. E adevărat că e decisiv cum o faci. Dar separat de celelalte responsabilități încredințate slujitorului, mustrarea este mustrare. N-ai ce să-i faci. Cearta este cearta. Este ceartă. Cearta are un ton, cearta are o direcție, cearta are atitudini. Dar aceasta este cheia în care ne uităm la Scriptură în dimineața aceasta. Și de ce dedicarea este răsplătită la apogeu, am văzut, dar aș vrea să ne uităm în ce constă răsplata unui slujitor la apogeul vieții. Și textul acesta ne arată clar. Eu am o afirmație pe care o folosesc de mult, se potrivește bine și acum, succesul este dat de succesor. Nimeni nu este succes dacă n-ar fi succesor. Tu dar, copilul meu, vine Pavel și spune. Putea Pavel să exceleze și oricum excelează. Pentru că nu mai găsesc pe nimeni în Scriptură care să se uite peste umăr și să-mi strige să ascult eu în secolul 21, călcați pe urmele mele. Că eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. El excelează. Dar el când vorbește despre răsplată la sfârșitul slujirii, el când se gândește la răsplată, se gândește la Timotei. Se gândește la oamenii pe umerii cărora rămâne slujirea pe care el a făcut-o. Tu dar, copilul meu, îi spune. În tine mi-e nădejdea. Eu plec. Dar răsplata pe care eu o am este că tu, Timotei, vei continua. Oamenii se vor uita la mine prin tine. Eu deja voi fi dus, iar tu vei fi încă pe scenă și oamenii vor zice, da, el slujește așa pentru că el a fost discipolul Pavel. El a învățat Evanghelia sănătoasă de la Pavel. El slujește sau prin plecarea lui Pavel noi n-am rămas văduviți în slujire și el mai face ceva. Nu doar Pavel a investit în el, ci și el îl ascultă pe Pavel și investește în alții. Zice, tu, dar copilul meu ce ai învățat de la mine și spune multe acolo, încredințează la oameni de încredere care să fie și ei în stare să învețe pe alții. Și acum să ne întoarcem, că timpul este scurt,
Care este principala slujire, răsplată în slujirea unui credincios? Casa lui. Dacă vorbim despre slujire și în contextul ăsta de mustrare de ceartă, cu toată blândețea și învățătura, slujitorul prima dată trebuie să învețe să facă lucrul ăsta la casă. Cum să o fac în biserică dacă nu o fac acasă? De fapt, răsplata mea cea mare nu este ce vorbește biserica când plec eu de aici, ci deși că este și asta, dar răsplata mea cea mare este când mă înfățișez înaintea Domnului, dacă spun, Doamne, aici sunt și eu și aici și ai mei. Vine Pavel și zice, la ce îmi folosește dacă am fost de folos altora, iar eu însumi sunt lepădat? La ce îmi folosește? La absolut nimic. Slujitorul și calitatea slujitorului, dedicarea lui, implicarea lui, responsabilitatea lui, pentru că este o responsabilitate să ataci zona aceasta. Ți este mai confortabilă să o lași nerezolvată. Dar dacă o lași nerezolvată, copiii când îți mari, îți pleacă de acasă și nu se mai întorc. Dacă o lași nerezolvată, nu mai poți să predici Evanghelia, pentru că nevasta o ajuns să poarte nepotrivit. E delicată treaba asta, e foarte delicată, dar ea trebuie abordată. Este cumva din responsabilitățile principale pe care un slujitor trebuie să și le asume. Lucrurile nepotrivite, deranjante. Scot din expresia mea nepotrivit, neconfortabile, deranjante, sunt asumate de slujitori, de lideri. Este preotul în casă, este preoteasa din casă. Apoi, al doilea grup țintă este tu, dar copilul meu. Noi nu suntem chemați să avem doar fii și fiice trupești și duhovnicești, pentru că fiul meu și fiica mea trebuie să-mi devină, nu doar să-mi fie nu doar o fiică și un fiu trupesc, trebuie să-mi devină și unul duhovnicesc. Ce bucurie mai mare pentru un tată, pentru o mamă, când se face botez. Și îl vezi că deja, îmi place ce spunea odată David, l-am văzut pe Domnul în casa tatălui meu la Efrata. Și eu pot să spun, Daniel Ducanu, că l-am văzut pe Domnul în casa tatălui meu. Eu pe Domnul prima dată acolo l-am văzut. Acolo l-am auzit. Acolo l-am văzut revelat, descoperit. Cum? Prin modul în care au trăit tata și mama. Prin modul în care în situații nepotrivite sau delicate sau neconfortabile s-au raportat tata și mama la el. Văzând modul în care se raportează, văzând modul în care Dumnezeu răspunde la rugăciune, a spus, ăsta e Dumnezeu. Părinții mei știu bine pe cine slujesc. Iar eu când am încheiat legământ cu Domnul în apa botezului, am spus așa, este atât de personal legământul acesta, încât am făcut o greșeală. Să nu o faceți ca mine, dar eu din prea multă râvnă și prea mult zel, eu când m-am botezat în apă, nu am chemat pe tata și pe mama. Am zis, atât de personal încât trebuie să fiu eu. L-am văzut pe tata și pe mama. L-am văzut pe Dumnezeu în viața lor. Dar acum e vorba de mine. Nu mai mă voi ruga Dumnezeul părinților mei. Deși că mă pot ruga, dar apoi zic, și Dumnezeul meu. În ziua aceea, țin minte că tinerii ziceau, eu la Deva am fost născut din nou, ziceau tinerii, ne vedem în centru la cal, la ora 4, mergem, ne plimbăm, toți care ne-am botezat dimineața. Am zis, să nu faceți ca mine, dar doar vreau să vă spun cât de important mi-a fost mie. Am spus, fără masă, post și rugăciune, e Dumnezeul meu. Copiii noștri trebuie, este obligator și nu este răsplată mai mare ca ei să ne devină și copii spirituali. Nu doar copii pământești. Dar nu-i suficient copiii noștri să se limiteze cei spirituali doar la copiii pământești. Pentru că Biserica lui Hristos este o biserică care naște. Este o biserică care trăiește, care este vie. Trăiesc bucuria
de a fi oameni în jurul meu care au fost mântuiți pentru că Dumnezeu s-a folosit de mine. Trăiesc bucuria aceasta. Unul dintre ei, care la rândul lui, atunci era necăsătorit, are 7 copii, este și diaconul bisericii. Când am, în urmă cu 20 de ani, mulțumesc Domnului, când am câștigat primăria, a venit la mine și a zis, tu îți dai seama că peste modul în care propovăduim noi Evanghelia acasă, pentru că ești primul primar pocăit din zonă, tinerii se vor uita la tine. Și s-ar putea, dacă tu nu trăiești frumos acolo sus, în poziția cu vizibilitate, ei să se uită mai mult la tine decât la noi. Și am dat dreptate. I-am dat dreptate. Pentru că tinerii mă vedeau și la biserică, la Amvon. Mă vedeau și cum slujesc în societate. Noi suntem chemați să ne raportăm cu mustrarea, cu cearta, așa cum spune Sfânta Scriptură, în toată blândețea, să mustrăm, să certăm, să îndemnăm cu toată blândețea și în învățătura lui Hristos și la fiii noștri, trupești și duhovnicești, și la ceilalți. Spuneam aseară, la o părtășie în care am fost împreună, am fost întrebat cum mai merge nașterea din nou la noi în biserică. Ți-am spus că trăim lucruri interesante. Am avut și mulți la botez, am avut și mai puțin la botez. Dar cel mai recent botez a venit un băiat din lume care a venit foarte de jos, foarte de jos. Nu puteai să-i definești stilul de viață dacă nu îi spuneai numele prietenului lui. Când spuneai numele prietenului lui, îi defineai stilul de viață. Și când a fost primirea sau mărturia în fața bisericii înainte de botez, când i-au fost puse întrebările, că l-a primit și mărturie, eu am întâlnit să-l întreb. Aici suntem mulți oameni. De care s-a folosit Dumnezeu să te mântuiască pe tine? Și replica lui Bogdan a fost de niciunul dintre voi. De durut. De niciunul dintre voi. Și atunci am continuat. Și am spus, și totuși, cum ai fost mântuit dacă niciunul dintre noi nu a fost acolo? Și a zis, Dumnezeu m-a mântuit printr-un copil nepocăit. Și a zis, Doamne, nu se poate așa ceva, cum? Și apoi a zis, copilul nepocăit prin care Dumnezeu m-a mântuit e la balcon. Îl știam, Alexandru. După biserică a zis, Alexandru, cum a fost ăsta mântuit prin tine fără noi? Tu vii din când în când la biserică. Zice, să vă spun cum a fost mântuit. Eram cu toți tinerii nepocăiți, cu mulți tineri nepocăiți, erau numai nepocăiți, ăsta era anturajul lui, ieșise undeva la grătar și venea ora de biserică la noi. El nu era membru. Și zice, s-a dat o luptă în mine să mă duc la biserică și să se râdă de mine, simțeam nevoia să vin, că venea din când în când la biserică în perioada aia, sau să nu vin la biserică, să nu se râdă de mine. Îndoată a biruit Duhul lui Dumnezeu și am spus, băi copii, băi tineri, eu plec și ca să nu fie probleme să vă râdeți, la pocăism mă duc, mă. Să terminăm că unde te duci, că de ce. Nu, mă duc la pocăiți, mă duc acolo la ei să văd cum ei se roagă, mă simt bine acolo. Și zice, și între ei era Bogdan, un copil cu inima frântă, un copil care era în anturaj nepotrivit, un copil, dar i-a rămas mesajul meu. Eu vă las pe voi și mă duc la pocăiți. Și când l-am spunea Bogdan că l-am întâlnit pe Alex peste săptămână, i-am spus, Alex, ai fost la pocăiți? Da. Și cum e la pocăiți? Zice, băi, bine. Și eu cum pot să ajung la pocăiți? Zice, hai cu mine. Noi nu putem să avem pretenții la răsplătire dacă nu ne implicăm. Stau eu să mă întreb pentru viața unui tânăr care era nepotrivită, total nepotrivită, mulți kilometri sub nivelul mării, să fi încercat Dumnezeu să se folosească de vreunul din biserică, să nu fi fost noi pe acolo, să fi avut noi alte. Nu știu să vă răspund, dar am o teamă.
că mulți oameni ar fi trebuit să fie mântuiți. Și nu s-a mai găsit un om nepocăit ca să invite pe unul la pocăiți. Am teama asta. Că mai sunt oameni pe afară și noi așteptăm răsplată. Fără ca să ne dedicăm. Ce înseamnă a te dedica? Te dedici pentru lucrurile care te pasionează. Nu te dedici pentru lucrurile care nu te pasionează. Și pun o întrebare. Pentru mine o pun. Și dacă vi bună vouă, o luați-o și voi. Mă pasionează relația cu Hristos? E pasiunea vieții mele? Am spus într-o perioadă, acum mai recentă, nu vi se pare că suntem mireasa care nu-L așteptăm pe mire? Așa parcă văd că avem obiectivele celor de afară, doar că mergem spre ele într-un mod mai moral. Dar alea nu sunt obiectivele lui Hristos. Aia nu este chemarea pe care ne-a făcut-o Hristos. Nu este slujirea pe care o așteaptă Hristos de la noi. Nu vi se pare că trăim ca o mireasă care n-așteaptă pe mire? Câți dintre noi, spuneam alaltă seară, am ieșit afară și să zicem, te aștept, Iisuse, să văd dacă tu nu vii. Când cea mai recentă dată când am zis, te aștept să văd dacă tu nu vii. În orice seară eu te aștept iară. Când? Am tânjit seară după seară. Pasiune ne arată să este demonstrată prin dedicare. Apoi aș vrea să mai răspund la o întrebare. Cum se face asta? Am văzut când ne așteaptă sau putem fi așteptători de răsplată. Am văzut prin cine suntem răsplătiți. Ne-am uitat în afara familiei, în lume unde ne-a trimis Domnul Iisus Hristos. Acum, cum se face trimiterea și responsabilitatea pe care ne-o prezintă Pavel lui Timotei nou în dimineața aceasta? Citesc din nou și versetul 1 și 2 și e bine dacă puteți să-l afișați împreună cu mine. Un șervețel. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Dacă ne uităm la trimiterea aceasta, am putea parte din responsabilitatea încredințată slujitorului și care este precizată aici, chiar revelată aici, se împarte în două. Propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp, este prima parte, apoi mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Este cea de-a doua parte. Dumneavoastră, acum anticipați gândul următor. Nu pot să fiu calificat pentru a doua parte fără ca prima parte să fie viața mea. Prima parte este propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp. Asta e prima parte. Asta este partea pentru întreaga noastră viață. 24 din 24. Mustră,
ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, nu este o slujire de 24 din 24. Și totuși, de cele mai multe ori s-apucă să certe, să mustre, să îndemne oameni care nu stăruiesc asupra cuvântului la timp și ne la timp. Iar lucrul acesta se vede și îl observăm din răspunsul, rezultatul la mustrare, la ceartă și la îndemn. Când Dumnezeu ne lasă în Scriptură că din viața unui slujitor, și aici plec de la părinți, preoți, preotese, copii în măsura în care ajung să slujească, atunci când Dumnezeu lasă în viața unui slujitor și responsabilitatea asta, nu i-o lasă să o facă în firea pământească. Pentru că cearta, mustrarea, îndemnarea pot să fie făcute și în firea pământească. Dar aici vorbim despre daruri, slujbe și lucrări, vorbim despre Biserica lui Hristos, vorbim despre copii spirituali și ai noștri și ceilalți. Și lucrul acesta au succes când este făcut în Duhul. Un prim lucru care îl observăm în viața unui slujitor matur este că nu se grăbește să mustre. Nu se grăbește să certe. Nu se grăbește să îndemne. Slujitorii lui Dumnezeu nu sunt oameni instinctivi. Atunci o trecut prin cap, atunci se duce. Slujitorii lui Dumnezeu își permit să aștepte, își permit să aștepte, să nu se grăbească, să vadă vine asta de la Domnul. Doamne, ceea ce mintea mea și sufletul meu trăiește va avea un scop benefic? Este nevoie ca înainte să mustrăm, să certăm, să îndemnăm, să propovăduim la timp și ne la timp, pentru că în Scriptură ne este dat cum să o facem. Și îmi place foarte mult unul din versetele la care face trimitere Pavel și ni-l propovăduiește nouă. Și ascultați, cine a fost slab și eu să nu-i bag de vină. Și eu să nu am ac de cojocul lui. Cine a fost slab și să-mi scape din mâini. Aceasta este abordarea pe care în general, într-un mod dureros, o întâlnim și în familie, se întâlnește și în biserică, și la credincioși, când asta se întâlnește și în familie și în biserică, se întâlnește și în societate. Noi n-am fost chemați să fim sare și lumină numai în familie și în biserică, deși că am fost chemați. Dar pentru societate mai ales am fost chemați. Și vine Pavel și ne spune, cine a fost slab și eu să fiu tare. Așa spune. Haideți să citim Evanghelia, pentru că de aceea vine Scriptura și ne spune, propovăduiește la timp și ne la timp, în 2 Corinteni 11 cu 29, pe când îmi făceam temele aici, mi-am notat ca să nu uit referința, spune așa, cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu-i bag de vină? Și eu să nu ard. Păi dacă nu citim Evanghelia, sigur că le dăm. Și nu mai vine la adunare. Și după ce am dat noi, nu mai pot repara 10. Înainte de a face orice slujire, zice Scriptura, în dimineața aceasta, când faci slujiri delicate, în mod special, trebuie să fii încredințat de câteva lucruri. Că o faci după Scriptură și că ai studiat și ai stăruit suficient în Scriptură, mai ales asupra acelui subiect. Pavel vine ca unul care suferă. Pavel vine ca unul care naște să se ocupe de fiii săi. Ați văzut ce diferență mare este când educă un copil o mamă care n-a născut sau o mamă care a născut?
Noi avem harul prin mila lui Dumnezeu într-o casă de tip familial să creștem a treia generație de copii. Și împreună cu soția mea prezent aici ne uităm prima dată, femeia asta a născut, că dacă a trecut prin suferințele nașterii, dacă a trecut prin disconfortul sarcinii, dacă tot ce mânca vomita, dacă vomita și apa, dacă nu mai putea să doarmă până la naștere decât în șezut, dacă nu se putea pune nici pe o parte, nici pe alta, dacă au avut un travaliu, dacă... Lucrurile stau diferit. Practic n-am voie să mustru pe nimeni dacă nu s-a născut nimeni din relația mea cu Hristos. N-am voie să... Nu știu cum se face. Nu cunosc sufletul de copil. N-a fost niciodată un cordon umbilical între mine și un copil. N-a fost niciodată și nu pot să o fac. Dar când a existat din punct de vedere spiritual o relație, un cordon umbilical și Hristos de mine s-a folosit ca un alt om să vină la viață, lucrurile stau diferit când mustri. Cine mustră mai bine decât o mamă înțeleaptă? Nici nu știe copilul dacă a fost mustrat sau mângâiat. Știe numai că a fost îndreptat. Știe că nu-i mai bine așa și știe că dacă mama așa zice, așa îi. Cât de îndurerat este un copil după mustrarea și ceartea unei mame. Ați văzut copii care după ce l-o certa mama se duce și o pupă pe mama? S-a întâmplat vreo ruptură între copil și cea care l-a certat? Cea care l-a mustrat? De ce se duce copilul către mamă? Pentru că cearta ei și mustrarea ei le-a întărit relația. Copilul a văzut acolo că ceea ce este, este pasiune, este dragoste. Copilul știe că de acolo și-o tras viața. Copilul știe că este întors la Dumnezeu prin tine și că ție spasă și ai suferit durerile nașterii. Nu poți să naști, nu poți să zici tu, dar copilul meu, dacă nu renunți. Fiica noastră, tot spunea după ce s-a căsătorit, că vrea. Că vrea. Și am spus, nu vrei să fii și mamă? Nu vrei să fii și mamă? Pentru mine, un om care mă apropii cu pași cadențați spre apogeul vieții, cred că cel mai măreț lucru pentru o fată este să devină mamă. Nu este o altă carieră mai înaltă. Nu poți să investești în cineva mai mult. Nu poți să lași ceva în urmă mai de preț. Nu poți. Dar pentru asta, când te-a pus să faci un copil, îți iei pauză de la multe. De la multe îți iei pauză. Îți iei pauză de la multe până naști. Îți iei pauză de la multe după ce naști. Adică sunt lucruri la care renunți. Dacă mesajul din dimineața aceasta mi se adresează mie, prima dată ar trebui să mă întreb. Am fost eu dedicat ca să mă aștept la răsplătire? Am renunțat, eu m-am pus eu deoparte. La noi în biserică a depus un tânăr mărturia aceasta. Zice, eu am fost abandonat când am fost copil mic, înainte de 89, mulți ani, prin anii 65-67, am fost abandonat într-o gară, într-o localitate vecină a noi, Pui, se numește localitatea aceasta, și lângă gară era un depozit de lemne. Și într-o noapte de iarnă, mama mea m-a luat într-o sacoșă și m-a pus acolo. Ce Dumnezeu a făcut, spune el acum, că atunci și mulți ani n-a înțeles. Dumnezeu a făcut ca să treacă pe acolo un om al statului, un om îmbrăcat în haine de milițian, un milițien cum era înainte, și a el nici înainte să mă pună, nici prea târziu ca să fi înghețat. Eram în stare doar să plâng. Și m-a luat, m-a găsit, m-a dus la spitalul din Pui, de acolo am fost adoptat, ori muri și părinții. Dar spune el,
Unde a fost declicul mântuirii mele? Eu fiind un copil cu o istorie cunoscut în toată țara Hațegului, au venit spre mine mulți. Și unul dintre cei care au venit spre mine, cu toată istoria asta spusă vouă în sumar, unul care spre mine a fost un preot foarte influent. Și o ținut la mine ca la un fiu. Eu eram pasionat de fotografie și de film. Copil sărac, dar pasionat. Și am văzut într-o zi în casa acestui preot un aparat de filmat, de la cu rolă, de nu știu câți milimetri, înainte de 89. Și-o zis, dacă îți place, ți-l dau ție. Mai târziu, s-au găsit tineri să vorbească despre Hristos. Dar el nefiind născut din nou. El se gândea, dacă mă vede popa cu pocăiță, îmi ia aparatul. Și era într-o logică, nu într-o cheie. Dacă noi ne punem în locul preotului, ziceam, bă, alege, să-ți dea ei aparat. Glumesc. Sau nu? Și unul dintre tineri, văzând că omul primește, dar când pleacă de lângă el se uită să nu-l fi văzut nimeni, l-a întrebat, bă, de ce te ferești de noi dacă îți place cu noi? Și au zis, ăsta e aparatul. A fost foarte scump, dar tânărul ăsta, când a ajuns în București, a văzut aparatul acolo. Era vreo 2-3 salarii de ale lui. I-a cumpărat aparatul, i-l-a dat, aparatul de filmat. Mitică, n-a făcut niciodată un film cu el. Aparatul nou. El a dat aparatul înapoi la preot și a zis diaconul bisericii. Disponibilitate. Și am spus lucrul ăsta ca să mai pun o întrebare și vouă și mie. Cât valorează sufletul unui om? Atât de puțin încât nu pot să modific bugetul pentru el. Nu pot să modific bugetul pentru el. De ce să-l modific? Când ai dedicare, n-ai dedicare, ai pasiune. Când te dedici motivat de pasiune, nu-ți măsori sacrificiul. Nu-ți măsori efortul. Și am eu o vorbă. Socotiți-vă cu cine vreți, dar nu cu Dumnezeu. Nu face socotel cu Dumnezeu, că ești rău. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ieșim rău. Dați-mi voie să introduc în mesaj, într-un mod plastic, valoarea și prețul care l-a pus Hristos pe capul meu. În primul rând, când Dumnezeu din cer, nu pot să vi-l descriu, mi-a plăcut cântarea corului, mintea nu-l poate pricepe, nici adâncim, nici lățim, da, mai mare ca păcatul nostru. Nu-l putem descrie pe Dumnezeu. Când ne apucăm să-l descriem, îl deformăm. N-avem capacitatea să-l descriem pe Dumnezeu, dar vă spun așa, noi, planeta Terra, suntem nimic în constelația Calea Lactee. Și sunt milioane de căi lactee și Dumnezeu e peste tot și noi atunci aici, în Kaffenberg, eu l-am văzut ce reprezint. Hai că acum asta biserică, că în afara bisericii ce reprezint acolo. Că aici să zici, hai că mai ai un preț. Dar când nu mai știe nimeni la servici că ești pocăit sau nepocăit, la școală că ești pocăit, nepocăit, dacă soția nu mai știe dacă ești pocăit, dacă copiii nu mai știu că ești pocăit, sau soțul nu mai știe că ești pocăită, să fiu și cu frații drept. Când Dumnezeu m-a mântuit, m-a văzut pe mine acolo, greu de văzut. Și o să trebuie să pun un preț pentru el. Primul lucru, îi mulțumesc lui Dumnezeu că atunci când mi-a stabilit prețul, n-a apelat la lucruri. Apelat la ființe. Una e să dai un lucru și alta e să dai o ființă. Corect, da? Deci Dumnezeu a exclus din start faptul că valoarea mea poate fi definită de vreun lucru material. Apoi, îmi place mie să mă gândesc că Dumnezeu s-a uitat în rai, la îngeri. A văzut îngerii ce frumos și-s descriși. Cu aripi. La noi în biserică, dacă vine cineva și îi depune mărturie că a văzut un înger, noi zicem, wow! A văzut un înger, da? E un punct de reper în viața unui om. Și Dumnezeu când s-a uitat la un înger și s-a uitat la mine, acolo, jos, nemântuit, da? Plin de păcat,
Și s-a uitat la înger și a zis, nu, nu-i prețul corect pentru ăla mic de acolo, nu-i prețul corect. Apoi s-a fi uitat la serafimi, apoi s-a fi uitat la terafimi, apoi s-a fi uitat, nu știu ce ființe supranaturale mai sunt, și a zis, nu-i prețul corect. Și acum ascultați-mă bine. S-a uitat la fiul său. Și ăsta e prețul corect pentru el acolo jos. Asta e prețul corect. Și când vorbim de dedicare, când vorbim de trăire, când vorbim de socoteli, tot noi îl întrebăm pe Dumnezeu. Vreau să vă întreb ceva. Nu a fost el credincios când noi am fost necredincioși? Nu ne-a iertat el când nu ne-a mai iertat nici noi? O mai paria cineva pe capul nostru că se poate alege ceva din noi? Nimeni! Oamenii nu, numai Dumnezeu! Și atunci, înțelegând Scriptura, când mă apuc să mustru, pe zic, păi ăsta, eu pus prețul lui Hristos pe el. Îmi permit eu să strig lucrarea lui Hristos? Când mustri, când cerți, când îndemn, dacă nu operează darurile Duhului Sfânt împreună cu mine, trebuie să tac. Trebuie să tac. Îi mai spuneam eu soției mele, de 3 zile aștept să spun ceva. Care mie mi se părea nepotrivit. De ce? De 3 zile. De ce nu am trântit atunci în față? 1. Că te iubesc. Aștept. Că te iubesc. Aștept. Nu-i timpul potrivit. 2. Nu recepționez. Eu nu mustru numai ca să mă eliberez de nervi. Pentru că slujirea nu face din cel slujit paratrăznet. M-am descătușat. I-am zis-o, bă, frate. După mine nimeni nu mai a avut cuvânt. Ba, după tine trebuie să aibă cuvânt. Trebuie să vină cel slujit și să te ia în brațe, să spună, tu pentru mine ești omul lui Dumnezeu. Până acolo trebuie să meargă calitatea slujirii noastre. Și îi spun după 3 zile, când după ce o mustru, nu ne certăm. După ce ai mustrat-o la momentul potrivit, nu te cerți cu ea. Deci să știi că ai dreptate. Nu, mai scoateți dumneavoastră de la nevastă cuvântul ăsta în alt context. Mai scoateți? Nu mai scoateți. Niciodată n-ai dreptate. Tu totdeauna. Nici să nu te mai duci jambon. Lasă pe alții. Păi tu vorbești. De aceea vine Scriptura și spune, dacă nu ești pasionat de Scriptură, nu ești pasionat de oameni. Și dacă nu ești pasionat de oameni, nu poți să aștepți răsplătire. Ca să nu mai zic că nu intră în atribuția mea să cert, să mustru și să îndemn. Pavel vine foarte bine și descrie lucrurile acestea. Cine a fost slab și eu să nu fiu slab? Cine a căzut în păcat și eu să nu ard? Un om de care s-a folosit Dumnezeu să nască alți oameni. Nu trâmbițează mustrarea și slujirea. Nu trâmbițează. Nu știe nimeni că fratele cutare l-a mustrat pe fratele cutare. Nici că sora cutare a fost mustrată, nici că copilul cutare a fost mustrat. Pentru că nu ăsta este scopul, ce slujire mi-a fost încredințat mie, în niciun fel, și că ce bine fac eu tipul ăsta de slujire, calitatea mustrării, acertării și a îndemnului este că nimeni nu știe că s-a întâmplat. Că nimeni nu știe ce s-a întâmplat. Relația e mai tare, mai sudată, mai prieteni. După ce l-ai mustrat, după ce l-ai acertat, te miri că pune mâna pe telefon și zice, frate, iar o făcui. Frate, ai încoace, hai să te ajut atunci. Hai să te ajut. Îmi place unul dintre mentorii mei, și i-am descris într-un interviu profilul mentorului meu. Trebuie să spun că cel mai bun mentor de-al meu ar putea să fie tata. Păi și el om. E om al lui Dumnezeu la 91 de ani cu mintea întreagă. Dar e om. Când e vorba de mine, e diferit. Și atunci m-am uitat la un mentor cu profilul lui tata. Ascultați, părinți. E foarte important să se uite copilul la un mentor cu profilul tău. Mame, să se uite Dumnezeu copiii voștri la un mentor cu profilul vostru. Și-am găsit pe cineva care avea un dar în plus față de tata. Era și proroc. Presbiter.
Am văzut oameni care au fost vindecați, un om care își trăiește viața cu sfințenie, proroca lui Dumnezeu. Dacă eu mă duc la el sau dacă el vine la mine să mă mustre, că știe că am nevoie de mustrare, știți ce s-a întâmplat peste o săptămână? El Daniel îmi zice, nu zice Daniel. Daniel, cu treaba aia acum mai stai, că eu mă rog pentru tine. Păi asta e mustrare faină, frate. Să spună, auzi, cineva se roagă pentru mine cu treaba aia pentru care am fost mustrat. Cu lucru, cu slăbiciunea aia care deja, când am văzut cum mă mustră, m-am dus eu cu slăbiciunea mea la el. Și aici cum îi? Asta cum o rezolv? Că tu nu că nu mă spui la nimeni, tu mă ajungi să mă ridic și te uiți la mine ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Nu-mi pui etichetă mustrat, ci îmi pui etichetă iubit, îndreptat, maturizat, ai mers mai departe. Eu de câte ori văd telefonul, îl fratele, imediat îi răspund. Să fiu în orice ședință, îi răspund. De ce? E un om care mă întreabă, cum mai stai cu treaba aia? Și îi spun, unde stau cu biruința? Și el spune, slăvit să fie Domnul, rămân mai departe lângă tine. Dar voi n-aș ști niciodată treaba asta, dacă eu nu vă spune. Pentru că el nu mă spune la nimeni. E omul lui Dumnezeu. El are grijă și îl iubesc, ca pe tata îl iubesc. Când ești ancorat în Scriptură, când ești ancorat în lucrurile acestea, zice, și cine cade și eu să nu ard? Vă întreb. În viața privată, ca să mă duc abrupt și repede acolo, unde avem numai noi și avem destul de multe căderi și felurite căderi și le mai tratăm pe unele dintre ele în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, că știm că nu ne spune la nimeni. Dar este vreun om la care te poți duce să-i spui că ispita aia sau unde clachezi? Este vreun om să te duci să-i spui? Nu prea. E și greu de dus. A fost o perioadă în care veneau la mine. Și-a venit un tânăr, fiu de slujitor, și-a venit la mine. Și când mi-a spus, am vrut prima dată să-i zic că eu nu pot primi așa ceva. Nu-l pot ajuta. Pentru că zice, ai grijă să nu cași și tu. Nu-l pot ajuta. Și am primit din partea Domnului să-l ajut, că el mă întărește. Am vegheat, tatălui era prieten, am vegheat când mă uitam în ochii tatălui său și când copilul venea în prezență, să nu fie ceva să-l dea de gol. Nu l-am întrebat niciodată dacă i-a spus-o taică s-o dă, eu sigur nu i-am spus. De ce? Pentru că i-am urmărit problema. I-am arătat Biblii cum să iasă de acolo și el a ieșit. Dar a fost altă dată când a fost un tânăr și a zis, eu am știut din stare de mie, să nu-mi spui. De ce? Eu nu pot duce. Mai bine așa decât să o faci lată. Mai bine așa decât să prăpădești un suflet pentru care a murit Hristos. Mai bine așa. Să ne ferească Dumnezeu. Să ne ceară din mâinile noastre sângele cuiva. Pentru că am lucrat fără călăuzire și fără inspirație. Omului Dumnezeu când operează, operează în parametrii Scripturii și la timpul lui Dumnezeu și ascultați, darurile, slujbele și lucrările sunt acolo. E bine că vorbim în limbi. Slăviți să fie Domnul. Nu pot să zic ca și Pavel că vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, dar pot să vă spun multe lucruri în care fără rod mintea mea s-a rugat și s-a dovedit în 15 minute că am avut nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Vă pot spune, dar degeaba vorbesc chiar și în limbi dacă ucid un om. Dacă lucrez fără dragoste, dacă nu este acolo prezența lui Dumnezeu. Înainte de a încheia, am spus cuvântul magic. Deja vă răsuflați. Dar țin să vă anunț că Dani m-a dat până la fără 10, maxim fără 5. Între maxim. Nu, prima dată a zis că până la fix, dar au zis nu la 11 fix. Dar... Tot aseară spuneam, în revista cultului pentecostal, când eram copil mic în biserică și vă felicit că sunteți copii la biserică, am citit un articol pe care îl țin minte și azi. Într-un comitet de biserică,
frații făceau sfat frățesc pentru că un bărbat căzuse în păcatul curviei. Foarte grav. E adevărat. Foarte grav. Dar era un subiect care trebuia discutat. În sensul bun al cuvântului, confruntat, nu în sensul rău al cuvântului. Vine Pavel și spune că puțin a luat, dospește toată plămădeala. Și a întrebat, tu ce ai fi făcut dacă ai fost în locul lui? Frate, mă jignești. Tu ce ai fi făcut dacă ai fost în locul lui? Și răspunsuri de genul ăsta. Și întreabă pe unul, eu țin minte că era cenzor, adică o intra și el în comitet, cumva. A ajuns și în comitet. Și au zis, frate, pe mine numai Hristos m-a ținut să nu viu în locul lui. Și au zis, hai cu mine atunci, tu hai cu mine să ridicăm pe celălalt. Că scopul mustrării este ridicarea. Dacă scopul mustrării nu este viața, dacă nu este ridicarea, dacă nu este proslăvirea numelui lui Hristos, dacă nu este stricarea planurilor vrăjmașului din viața unui om și mântuirea lui, atunci mustrarea aceea este o mustrare pentru care dau socoteală. M-a plăcut ce a zis fratele ăla. A zis, pe mine m-a ținut numai Hristos. Cine a căzut în păcat și eu să nu mă gândesc că puteam să fiu și eu acolo? Cine? Cine te-a ținut pe tine în picioare până acum? Cine m-a ținut pe mine în picioare până acum? Eu declar că în toate domeniile vieții mele, dacă n-ar fi cunoscut iertarea lui Hristos și biruința lui Hristos, aș fi fost praf. Și atunci orice succes, orice domeniu al vieții mele, care este la standarde scripturale, este în exclusivitate lucrarea lui Hristos. În firea mea pământească nu s-a putut face această lucrare. Și atunci, când eu operez în afara lucrării lui Hristos, eu am ieșit în afara lucrării lui Hristos. Frații mei, îl rog pe Dumnezeu, am vrut să-i zic lui fratele Dani să-mi faceți o urare, dar vă fac tot eu vouă. Ascultați-mă bine, slujitori, părinți, mame, în orice fel slujiți, îl rog pe Dumnezeu ca la ziua răsplătirilor, la ziua socotelilor să ieșiți bine. Amen. Și pentru asta cerc autoritatea cuvântului Dumnezeu să continue să lucreze în mintea voastră, dar mai ales în mintea mea. Amin. Amin.